15 ianuarie este ziua lui Mihai Eminescu, dar și ziua culturii naționale. Anul acesta se împlinesc 173 de ani de la nașterea marelui poet. Ziua culturii naționale a fost marcată pentru prima dată la 15 ianuarie 2011, adică în urmă cu 12 ani. Data la care se sărbătorește această zi este data nașterii poetului național al românilor, Mihai Eminescu. Fiind foarte român, Eminescu este universal, spune poetul Tudor Arghezi. La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Ziua Culturii Naționale este sărbătorită la data de 15 ianuarie și reprezintă data nașterii poetului național al românilor Mihai Eminescu. Camera Deputaților a adoptat la 16 noiembrie 2010 un proiect de lege prin care ziua de naștere a lui Mihai Eminescu a devenit Ziua Culturii Naționale, act normativ ce a întrunit 175 de voturi favorabile, unul împotrivă și două abțineri. Proiectul a fost inițiat de 50 de deputați și senatori PSD. În expunerea de motive a inițiatorilor se arată că Ziua Culturii Naționale va fi, în viziunea noastră, o zi în care nu numai celebrăm un mare creator, dar și o zi de reflexie asupra culturii române, în genere și a proiectelor culturale de interes național. Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850 la Botoșani. A fost poet, prozator, dramaturg și jurnalist, socotit de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. Avea o bună educație filozofică, opera sa poetică fiind influențată de marile sisteme filozofice ale epocii sale, de filozofia antică, de la Heraclit la Platon, de marile sisteme de gândire ale romantismului. A fost activ în societatea Junimea și a lucrat ca redactor la ziarul Timpul. A publicat primul său poem la vârsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat să studieze la Viena. Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14.000 de firme, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu în ședința din 25 ianuarie 1902. A murit la 15 iunie 1889 la 39 de ani la București, iar la 17 iunie a fost înmormântat la umbra unui tei din cimitirul Belu. A fost ales post-mortem membru al Academiei Române. Eminescu a fost o personalitate copleșitoare, care i-a impresionat pe contemporan prin inteligență, memorie, curiozitate intelectuală, cultura de nivel european, bogăția și farmecul limbajului. Din acest motiv, putem spune că fără Eminescu am fi mai altfel și mai săraci, potrivit criticului literar Tudor Vianu. Motivul pentru care a fost aleasă ziua lui Eminescu drept Ziua Culturii Naționale ar putea fi acela că este poetul nepereche al neamului românesc, ori acela că personalitatea marcantă a lui Mihai Eminescu, nu doar în literatură, ci și în jurnalism, ori în filozofie, i-a impresionat atât pe contemporanii săi, cât și pe cei din generațiile următoare. Inteligența lui, cultura de nivel european, bogăția și farmecul limbajului eminescian nu au rămas neobservate, ci au fost apreciate, relatează ziarul Unirea.ro.